Într-o zi, îngerul lui Dumnezeu întrebă bănuțul Milei: "Cine ești tu, bănuțule, că te văd așezat între lucrurile cele iubite de Dumnezeu?" "Eu sunt bănuțul pe care bunul Dumnezeu l-a făcut pentru a fi dat de pomană," zise smerit micul bănuț. "Dar de unde vii tu, bănuțule?" "Vin din pușculița copiilor buni, din mâna albă a domnișoarelor smerite, din mâna muncită și plânsă a văduvelor, din pormoneul vechi și subțire al bătrânilor, din mâna binecuvântată a preoților." "Și unde te duci acum, bănuțule?" "Mă duc să cumpăr suflete pentru Dumnezeu, ulei pentru candelele fecioarelor înțelepte, să aprind candela credinței ce se stinge la unii, să zidesc biserica cea vie a lui Dumnezeu, căci, pe cât mă vezi de mic, eu stau totdeauna la temelia bisericii." "Spune-mi, bănuțule, care-i taina ta? De ce ești așa iubit de Dumnezeu?" "Îngerașule, eu deschid porțile raiului celui ce mă dăruiește numele lui Dumnezeu Iisus Hristos cu dragoste și cu inimă senină." "Drum bun, bănuțule, și să cumperi cu spor cât mai multe suflete lui Dumnezeu."